Hello, hello, Betania Kids! Astăzi am în studio un invitat extraordinar de drăguț și simpatic. Este această mănușă de piele neagră. Este extraordinar de bună și foarte practică. Mă ajută într-o grămadă de situații și am adus-o cu mine astăzi pentru că avem o mulțime de lucruri de făcut. Așa că haideți să începem activitatea. Dragă mănușă, te rog frumos, primul lucru să-i saluți pe copiii noștri, pe părinți, pe bunici, pe toată lumea care se uită la noi în această zi. Salută copiii! Ne cerem scuze, văd că nu vrea să vă salute. Ok, am înțeles, poate ești un pic mai timidă. Mută atunci măcar, te rog, acest pahar cu instrumente de scris la o parte. Nu știu ce se întâmplă, dar nu vrea să mă asculte. Poți măcar să deschizi Biblia și să ne începem activitatea? Doamne, vedeți că nu mă ascultă. Oare de ce credeți că se întâmplă acest lucru? Aveți deja un răspuns, nu-i așa? Normal că nu mă ascultă. Nu are viață în ea în așa fel încât să facă lucrurile singură. Ce ar trebui să fac eu cu această mănușă ca ea să mă asculte? Oh, parcă aud răspunsurile voastre dacă ați fi aici în studio. Mi-ați spune, Lidia, ia mănușa și pune-o pe mână. Și în momentul în care o pun pe mână, într-adevăr, mănușa vă salută. Mănușa poate muta obiectele de scris și poate la fel de bine să deschidă Biblia acolo unde îi cer eu. Vedeți voi, dragii mei, mănușa aceasta nu are viață în sine, însă viața pe care o are ea acum este dată de mâna pe care stă. În Biblie ni se spune așa: cine are pe Fiul are viață, cine nu are pe Fiul nu are viață. Cu alte cuvinte, cine l-are pe Domnul Iisus poate să facă o grămadă de lucruri. Cine însă nu l-are pe Domnul Iisus în viața lui, nu poate să facă lucrurile bune pentru care a fost creat. Această mânușă a fost creată de un designer, da? Nu a apărut din neant așa singură. Așa ai fost creat și tu, dar nu de un designer, ci de Dumnezeu, de fapt cel mai mare designer din univers. El te-a creat și ți-a dat viață prin Domnul Iisus. Acum, tu poți să faci împreună cu Domnul Iisus toate lucrurile bune pe care scrie în Biblie că poți să le faci. Și la asta te îndemn eu în acest episod, să fii ca o mănușă plină de viață. Acceptă-L pe Domnul Iisus în inima ta și spune: Doamne, nu vreau să fiu o banală mănușă fără viață, adică un copil simplu care nu te cunoaște pe tine. Nu, Doamne Iisuse, eu vreau să fiu ca mănușa plină de viață, adică un copil care te are pe tine în inima lui și care face toate lucrurile bune la care m-ai chemat să le fac pentru tine și pentru alții din jur. Dragi copii din Betania, vă doresc o săptămână binecuvântată și nu uitați să aveți viața Domnului Iisus în voi!